deocamdată este un gând al meu. Biblioteca Municipiului Gherla funcționează în momentul de față în spațiu închiriat de la Uniunea Armenilor și o parte din școala de cooperație, clădire care a fost retrocedată și unde școala de cooperație stă în chirie. Cert este că în momentul de față noi plătim în jur de 45 de milioane chirie pe lună, în condițiile în care municipalitatea dispune de spații centrale adecvate. În acest sens, eu aș dori să mutăm biblioteca din vechea locație, în felul acesta făcând o economie de 45 de milioane sau 4.500 de lei, dacă înmulțim cu 12, o să vedem că undeva 600 de milioane de lei pe an, iar în 4 ani ar însemna 2 miliarde jumate, ceea ce, transformând-o într-o stradă, aș putea să zic că am putea să asfaltăm o stradă de 150 de metri. Gândul meu este ca această bibliotecă să fie mutată în spațiul pe care gherlenii îl cunosc, spațiul de textile, care era chiar în centrul municipiului Gherla, iar cele două locații de lângă acel spațiu de textile, respectiv sediul Partidului Național Țărănesc și sediul PD-ului, să le relocăm propunându-le un alt spațiu tot în centrul municipiului Gherla, în așa zisa clădirea cooperativei Meseriașul, vechea clădire a primăriei de acum mulți ani. Sigur, este o problemă sensibilă. Eu am avut discuții cu liderii partidelor politice și cu cei doi lideri care sunt implicați. Am încercat să le spun că nu este normal să blocăm niște spații centrale pe o chirie modică, pentru că lumea trebuie să știe că acele chirii sunt doar de câțiva zeci de lei, 30-40 de lei pe lună, și mie nu mi se pare normal și nici corect să blocăm un spațiu central pe care municipalitatea îl poate închiria poate pe 200, poate pe 300 de euro pe lună. Și aș dori să găsesc înțelegere. Deja cu Partidul Național Țărănesc am vorbit, dânsi sunt de acord. Aș dori ca într-un interval de un an și un pic, să încerc să vorbesc cu toate partidele politice, să accepte acea nouă locație și să eliberăm centrul orașului, pentru că nu numai din punct de vedere economic, dar dacă toți ne dorim să refacem acel centru istoric, probabil printr-un fond european, poate peste 2 ani, poate peste 4 ani, atunci nu cred că locul partidelor politice este într-un centru istoric cu care noi o să ne mândrim și să fie un spațiu pietonal. Vorbim și de PNL, de partidul... Vorbim și de partidul din care eu fac parte. Eu v-am spus că aș dori ca într-un an, un an și un pic, ca toate partidele politice, pe măsură ce eu voi găsi alternative, pentru că biblioteca este o alternativă. Eu nu cred că cineva din municipiul Gherla m-ar putea condamna pentru faptul că aș propune celor două partide politice să elibereze acele spații și să fac eu o economie de 600 de milioane de lei, respectiv 2,5 miliarde de lei în 4 ani de zile. Acei bani noi îi plătim din bugetul local și s-ar putea reîntoarce pentru investiții în Gherla, pentru că toată lumea își dorește ca noi să facem cât mai mult. Și atunci cred că politicienii ar trebui să dea ei exemplu și să înțeleagă și să lasă ambițiile la o parte, pentru că altfel lumea îi va judeca. Mai există la nivelul orașului spații care aparțin primăriei, consiliului local, care nu sunt ocupate în momentul de față? Foarte puține spații sunt, mă refer la spații comerciale sau spații cu altă destinație, spații situate în centrul municipiului Gherla, pentru că despre locuințe nici poveste, deci nu există nicio locuință disponibilă care aparține primăriei, nici de anele, nici de sociale, iar acele spații, așa zise de noi, comerciale sau spații cu altă destinație, în afară de sediile partidelor politice,
Mai sunt închiriate la cooperativă Oraș Gherla și spațiul textilelor a fost închiriat la cooperativă Oraș Gherla și dânși au renunțat. Lângă Casa Căsătoriilor este acel bar al cooperativei Oraș Gherla care probabil că și el ne va reveni. Acolo se plătește o chirie acceptabilă. Eu vorbesc despre chirii de câțiva 10 de lei, 20-30 de lei față de o chirie de 300-400 de euro sau 200 de euro. Nu-i tot una să încasezi 20 de lei sau 10 milioane de lei. Și acei bani o să intre în bugetul local.